Deși reptilele și amfibienii aparțin în mod clar unor grupuri diferite de animale din punct de vedere taxonomic, dar și morfologic, aceste animale vertebrate sunt în mod tradițional studiate împreună, deoarece tind să fie întâlnite în aceleași zone, iar metodele folosite pentru descoperirea lor sunt adesea similare. În episodul de astăzi vom explora asemănările și deosebirile dintre cele două grupuri de animale și sunt convins că vei descoperi lucruri pe care nu le știai despre aceste creaturi. Prin urmare, rămâi alături de mine până la sfârșitul acestui clip, distribuie-l pe pagina ta, lasă un comentariu dacă ai aflat ceva nou și abonează-te la canal dacă nu ești abonat pentru a crește împreună această comunitate. Reptilele și amfibienii sunt animale poechiloterme sau ectoterme, prin urmare își modifică temperatura corpului după cea a mediului înconjurător. Funcția de termoreglare este esențială pentru a înțelege multe aspecte ale vieții lor. De exemplu, aceste animale nu se pot hrăni, nu pot fugi de prădători și nu se pot reproduce dacă nu își mențin corpul la o temperatură constantă. Multe reptile se ascund de căldură în zone răcoroase pentru a-și menține temperatura stabilă între 30 și 40 de grade Celsius. Amfibienii preferă locuri cu temperaturi mai scăzute. Ambele grupuri evită temperaturile extreme, astfel hibernează o perioadă lungă în timpul sezonului rece, dar și în perioadele caniculare. Pentru a se adapta la temperaturile caniculare, animalele se scaldă în apă sau își sapă galerii răcoroase în sol. Iarna hibernează în vegetație sau se adună în număr mare în galerii și crăpături aflate în sol. În acest fel evită temperaturile letale. Termoreglarea este un caracter comun al reptilelor și amfibienilor, la fel cum este și respirația pulmonară. Dar cum deosebim aceste animale? Și vom începe cu reptilele. Sunt vertebrate ce au corpul acoperit cu solzi, au coadă și prezintă 2, 4 sau niciun membru. Solzii acestora pot fi netezi, cu țepi sau granulați și pot fi suprapuși sau dispuși unul lângă altul. Țestoasele au o carapace osoasă acoperită cu solzi modificați. Toate reptilele au urechi, dar numai unele șopârle și crocodilienii au urechi externe vizibile. Șerpii și șopârlele își folosesc limba pentru a percepe moleculele olfactive din mediul înconjurător pe care le transferă către organul lui Jacobson, situat în cerul gurii. De asemenea, unii șerpi prezintă orificii care detectează căldura. Ca grup, reptilele pot fi terestre, acvatice, arboricole, săpătoare sau marine și sunt răspândite la nivel mondial, cu excepția polilor. Amfibienii sunt și ei animale vertebrate, însă au un tegument umed și nud și o relație destul de strânsă cu mediul acvatic. Cele mai multe dintre ele își petrec stadiul larvar în apă, iar stadiul adult pe uscat. Amfibienii se bazează parțial pe pielea lor umedă pentru respirație și ocupă o gamă largă de habitate umede, cea mai mare diversitate fiind întâlnită în pădurile tropicale. Unele specii, în special broaștele râioase, s-au adaptat la medii mai aride prin faptul că au o piele mai groasă și mai puțin permeabilă. Pielea lor conține, de asemenea, anumiți pigmenți care conferă fiecărei specii culoarea și desenul specific. Pielea poate conține, de asemenea, glande toxice care ajută la protecția împotriva prădătorilor. Majoritatea amfibienilor au 4 picioare, dar câteva specii de salamandre au doar 2, iar cecilienii nu au picioare, adică sunt apode. Picioarele broaștelor pot fi palmate pentru a înota sau pentru a se deplasa. Prezintă membrana interdigitală, care este mai dezvoltată la speciile ce își petrec o perioadă mai mare în mediul acvatic. Speciile arboricole pot avea vârful degetelor sub forma unor discuri adezive pentru a se putea cățăra. Speciile care sapă au adesea tuberculi duri sub formă de lamele, prezenți pe membrele posterioare. Dacă ți-a plăcut clipul, nu uita să-l distribui și pe pagina ta, abonează-te în cazul în care nu ești abonat, pentru că vom afla și alte lucruri interesante despre reptile și amfibieni aici pe canal.
așa cum ar fi locurile unde îi putem găsi, ce mănâncă, cum se apără de prădători, cum se reproduc și multe alte lucruri interesante. Până data viitoare, observă, ascultă și învață de la natură!